Zâmbetul este cartea de vizită a fiecăruia dintre noi. Este acea expresie facială care ne ajută să ne facem plăcuți. Însă în perioada pandemiei de COVID-19, majoritatea dintre noi, pentru că am purtat măștile faciale pentru a ne proteja de infecția cu SARS-CoV-2, ne-am ascuns zâmbetul. Cu toate acestea, în această perioadă a pandemiei s-a întâmplat un lucru interesant. A crescut cererea pentru aparatele dentare. În multe cabinete chiar s-a dublat această cerere. Pentru a afla mai multe detalii, care este situația în acest moment post-pandemie, vom sta de vorbă cu doamna dr. Anca Oltean, medic primar ortodonție și ortopedie dentofacială. Doamna doctor, cum este în cazul dumneavoastră și cum a fost în perioada pandemiei, cum este acum în ceea ce privește cererea de aparate dentare? După lockdown, este adevărat că a crescut adresabilitatea pacienților către cabinetele ortodontice și în special a pacienților adulți. E adevărat că și înainte se adresau, însă acum chiar că s-a observat, nu știu exact dacă o dublare, însă a crescut foarte mult numărul de pacienți care își doreau nu numai corectarea zâmbetului, cât și corectarea problemelor funcționale. N-aș ști să spun exact de ce s-a întâmplat aceasta, însă ideea este că poate în timpul lockdown-ului au avut timp să se informeze, au avut timp să citească mai multe despre posibilitățile de tratament ortodontic și ce beneficii ar putea aduce un astfel de tratament. Și posibil că aceasta este una din explicații. Exact, una din explicații. Dacă tot vorbim de beneficii, ați putea să ne spuneți, dincolo de aspectul estetic, care știm că este totuși important, care sunt beneficiile corectării dinților? În general, majoritatea pacienților se adresează pentru că vor să-și îmbunătățească aspectul facial. Da? Deci alinierea dinților deja schimbă un pic aspectul estetic. Însă, în afara aspectului estetic, este și cel funcțional. Practic, îmbunătățind relațiile de ocluzie, de mușcătură, avem toate șansele, pe termen lung, să beneficiem de integritatea dinților în cavitatea bucală pe tot parcursul vieții. Corectând înghesuirile dentare, atunci și igiena dentară este mult mai ușor de realizat. Spațiile interdentare se pot curăța mult mai ușor, astfel încât incidența cariilor să scadă semnificativ după ce s-au aliniat dinții. Deci un beneficiu ar fi mai puține carii. Exact. Deci scade incidența cariilor, eficientizează funcționalitatea aparatului dentomaxilar și, evident, aspectul estetic îmbunătățește atât crederea în sine, cât și pe termen lung, ca să zic așa, respectul față de sine. Și pentru că vorbim de zâmbet, e un moft să investești în zâmbet sau este o necesitate? Și aici aș vrea cumva să facem referire atât în cazul copiilor, cât și al adulților care, să spunem, prestează anumite meserii în care ai nevoie de un zâmbet perfect. Dacă vă referiți sau dacă vă gândiți la, eu știu, vedete sau cei care lucrează în media, într-adevăr, este o necesitate. Însă eu nu m-aș gândi doar acolo, pentru că toți oamenii, da, merită să aibă un zâmbet frumos, toți oamenii merită să arate frumos și să se bucure nu neapărat de dinți frumos aliniați, cât de o dantură frumoasă și perfect funcțională. În cazul copiilor, care ar fi, să spunem, principalele argumente pentru care ar trebui aceștia să facă această corectare și să poarte aparatele dentare care uneori poate par greu de dus? Acum nu mai e așa. Sunt aparate dentare mult mai sofisticate, mai
fine, ca să zic așa, mai ușor de purtat, deci nu mai sunt acele aparate dentare foarte voluminoase care să ocupe mult din spațiul limbii și să poată să fie greu de purtat. Însă, în cazul copiilor, beneficiul pe termen lung, la fel, este foarte mare, uriaș aș putea spune, pentru că odată ce a intrat în adolescență cu o ocluzie funcțională corectă și cu un zâmbet frumos, debutul vieții de adult poate fi cu totul altul. Da? Este vorba nu numai de încrederea în sine, ci și de un aspect facial plăcut, frumos. Da? Cum a spus la început, zâmbetul este o carte de vizită. În afară de mușcătură, care poate nu-i preocupă pe mulți cât de corectă sau incorrectă este, așa. Există o problemă legată de sunete, de vorbire în ceea ce privește alinierea incorrectă a dinților? Da, sigur că da, mai ales în cazul copiilor. Dacă dinții nu articulează în mod corect, în special la nivelul incisivilor, dacă există un spațiu între incisivii superiori și cei inferiori în care limba poate pătrunde cu ușurință, atunci pot să apară defecte de vorbire. Sigmatismul este mai frecvent, adică sâseala, pentru că dinții nu articulează corect și atunci consoanele siflante nu pot să fie redate în mod corect. Deci, un beneficiu legat de vorbire în mod cert există, în special la copii. Prevenirea apariției bolii parodontale în viața adultă iarăși este legată și de tratamentul ortodontic, pentru că de multe ori boala parodontală debutează și pe o mușcătură incorrectă, da? Pe o ocluzie care nu se realizează în mod corect. Și peste care, dacă se suprapune factorul inflamator și, eu știu, extracții mai vechi neprotezate la timp, poate să apară o boală parodontală într-o etapă adultă. Cu siguranță aveți câteva cazuri pe care le-ați rezolvat și care, să spunem, la început au venit poate într-o situație destul de neplăcută și ați reușit să faceți minuni. Puteți să ne dați câteva exemple de felul în care se pot rezolva lucruri? În funcție de etapa de vârstă la care este pacientul, se poate realiza fie doar un tratament ortodontic simplu, care poate să realizeze toate cerințele pacientului și tot ceea ce trebuie făcut, fie putem colabora în echipă împreună cu alți medici, mai ales dacă este vorba despre un pacient adult la care se suprapun fie probleme parodontale, fie probleme de ordin estetic. Da, cu siguranță se pot face lucruri foarte frumoase doar cu un aparat ortodontic. Sunt foarte multe cazuri în care, fie la pacienții adulți, mă refer, pot fi închise anumite breșele extracționale, adică spațiile libere, spațiile goale rezultate în urma extracțiilor dentare. Ele pot fi închise dacă și rearanjați. Deci ele pot fi închise și rearanjat planul de ocluzie, astfel încât ulterior nu mai este nevoie să fie inserate implanturi sau da, alte lucrări protetice. La fel și rearanjând poziția dinților, în special a incisivilor, poate fi corectat foarte frumos zâmbetul, pentru că deplasând incisivii, intervenim pe zona estetică și putem corecta foarte frumos zâmbetul. Cu alte cuvinte, dacă avem un dinte lipsă, putem să corectăm cumva cu un aparat dentar astfel încât acea lipsă să nu se vadă prea urât? În unele cazuri este posibil așa ceva. Atunci când se poate simetriza ocluzia, când se poate simetriza arcada, pentru că trebuie păstrată o simetrie a aranjării dinților, da, se poate corecta. În alte cazuri, nu. Și atunci este necesară inserarea unui implant sau
alte mijloace protetice care pot rezolva breșa edentată, adică acel spațiu liber rezultat în urma unei extracții. Deci nu în toate cazurile poate fi aplicată, poate fi închis un spațiu post-extracțional. Depinde foarte mult de situația clinică. Vorbeați de faptul că pot fi reduse cariile cu ajutorul sau numărul cariilor cu ajutorul aparatelor dentare. Există vreun studiu care poate să spună cu cât se reduce riscul apariției cariilor în urma tratamentului ortodontic? Da, sunt nenumărate studii făcute post-tratament ortodontic, adică după alinierea dinților, care arată că riscul incidenței cariilor scade semnificativ, chiar și până la 50%. Pentru că, odată ce dinții sunt corect aliniați, curățarea spațiilor interdentare este mult mai facil de făcut. Și, evident, aceasta scade riscul, scade apariția cariilor interdentare. Cheia este igiena dentară, da, de fapt. Însă alinierea dinților favorizează îmbunătățirea igienei dentare, deci reduce apariția cariilor. Care este cauza pentru care dinții nu se aliniază așa cum ar trebui sau migrează? Cauza anomaliilor dentomaxilare, dacă asta vă referiți, la asta vă referiți, în special în perioada copilăriei, cauzele pot fi multiple, da? În special pot fi și cauze genetice, deci anomaliile dentare, unele dintre ele pot fi muștenite, însă pot fi și cauze funcționale, cauze dobândite, datorită unor perturbări ale funcțiilor dentare în timpul vieții. În perioada adultă, însă, odată cu realizarea unor extracții dentare care nu sunt protezate la timp, atunci dinții vecini pot migra. Și dacă se suprapun peste o anomalie deja existentă, pot agrava această anomalie pentru că apar forțe anormale, apar forțe care sunt preluate, nu mai sunt preluate în axul dinților, dinții fiind migrați, și atunci apar perturbări în toată dinamica arcadelor dentomaxilare cu repercursiuni la nivelul structurilor de implantare, da? Cu repercursiuni parodontale și evident cu apariția bolii parodontale sau a altor leziuni de colet, cum ne spunem noi, da? Acele leziuni care pot apărea la baza dinților lângă gingie cu pierdere de substanță și care pot să se agraveze în timp, ducând chiar la pierderea dinților.